Salutare, sunt Dr. Cip. Bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Dacă vi se par interesante subiectele pe care le postez, vă rog să vă abonați, să dați un click pe clopoțel pentru a fi notificați de câte ori postez un clip nou. Dacă vă place clipul acesta sau altele, dați un like, un share, mă ajută să cresc canalul, iar clipul cu informațiile sale să ajungă la cât mai mulți privitori. De asemenea, am deschis și un canal de TikTok unde public 2-3 clipuri pe zi, de la 1 până la 3 minute, deci ușor de urmărit. Cele mai importante subiecte de acolo, care mi se par mie cele mai utile, le dezvolt aici pe YouTube. Vreau să vă atenționez că ce postez aici nu are rolul de sfat medical, deci nu înlocuiește vizita la medic, sunt numai niște informații care mie mi se par utile și interesante, care reprezintă, după cum am spus și în alte clipuri, terapii complementare, deci care nu înlocuiesc medicina alopată, nu înlocuiesc vizita la medic, sunt doar niște informații pe care le puteți lua în calcul și să adăugați la ceea ce vă spune medicul dacă nu intră în contradicție cu sfaturile acestuia. În orice caz, ce vă pot spune este că informațiile pe care le dau aici le-am analizat și eu, le-am trecut prin filtrul gândirii mele și nu consider că sunt informații dăunătoare, informații care vă pot face rău. Multe din ele le aplic chiar eu, deci sunt trecute chiar și prin experiența mea proprie. Astăzi vreau să vă vorbesc despre usturoi și efectele sale benefice asupra sănătății. Usturoiul, poate unii dintre voi știți, este numit senatorul legumelor, deoarece are foarte multe efecte benefice asupra sănătății noastre. Într-un episod trecut am vorbit despre efectele antibacteriene, antivirale, antifungice și antiparazitare ale usturoiului. Astăzi vreau să vorbesc despre efectele asupra aparatului cardiovascular și efectele anticancerigene ale usturoiului. Țin să precizez încă de la început că usturoiul, pentru a fi eficient, trebuie consumat într-un anumit fel, și anume trebuie zdrobit sau mărunțit și lăsat la aer 15, 20, chiar 30 de minute. În felul acesta, substanța din usturoi, alicina, cea care are efectele benefice despre care vă voi vorbi, se activează, iar efectul usturoiului este amplificat. De asemenea, atenție, usturoiul care este preparat termic, deci dacă îl încălziți, îl puneți în mâncare și mâncarea respectivă se prepară prin temperatură crescută, dispar proprietățile sale benefice. Deci el trebuie consumat ca atare, trebuie consumat nepreparat termic. De asemenea, o precizare foarte importantă, nu consumați usturoi chinezesc, deoarece acesta, pentru a-i se da o față comercială, este albit, iar în procesul de albire se folosesc substanțe chimice care nu sunt benefice, care sunt chiar dăunătoare probabil pentru sănătate. De preferință, usturoiul de țară care nu este tratat, mergeți la piață și vedeți, este usturoiul care în general arată mai urât, mai necomercial, dar acela avem garanția că nu este tratat cu diferite substanțe chimice, cu îngrășăminte și așa mai departe. În cazul în care nu vă place gustul, vi se pare prea iute sau este neplăcut, puteți consuma amestecat cu o linguriță de miere sau cu zeamă de la o lămâie. Eu personal îl consum amestecat cu o linguriță de miere, îi dispare practic complet acel gust caracteristic. După cum am spus, astăzi voi vorbi în prima parte despre efectele usturoiului, ale alicinei, asupra aparatului cardiovascular. În ceea ce privește efectele asupra aparatului cardiovascular, acestea sunt multiple. Sunt de asemenea studii care au arătat că alicina determină scăderea producției de angiotensina, angiotensina fiind un hormon care este responsabil de creșterea tensiunii arteriale. Tot alicina stimulează producerea de oxid nitric, o substanță care determină relaxarea pereților vaselor de sânge, aceste două efecte combinate ducând la scăderea tensiunii arteriale. Deci are un efect foarte bun în hipertensiunea arterială. Sunt studii care au arătat că efectul alicinei este comparabil cu cel al atenololului, un medicament care este folosit în hipertensiune arterială. De asemenea, alicina produce scăderea colesterolului rău, LDL, scăderea trigliceridelor, produce creșterea colesterolului bun, HDL-ul, și în felul acesta contribuie la prevenirea apariției aterosclerozei. Se poate consuma un grăunte pe zi și după o lună de zile ar trebui să înceapă să apară primele efecte benefice. În ceea ce privește efectul sau efectele alicinei în cancer, trebuie precizat de la bun început că acestea se produc numai asupra celor tumorale, celor canceroase și nu și asupra celulelor sănătoase.
Printre efectele benefice ale alicinei în cancer, care au fost demonstrate prin studii, se pot enumera. Reduce creșterea tumorii. Induce apoptoza celulelor tumorale. Apoptoza este procesul natural de moarte a celulelor. Celulele sănătoase mor periodic astfel încât să lase locul celor tinere. Celulele tumorale, celulele canceroase, nu suferă acest proces de apoptoză, deci de moarte. Ele devin, se spune că devin nemuritoare și tocmai acesta este unul din mecanismele prin care cancerul acționează. Se înmulțesc nelimitat și necontrolat aceste celule, ajungând să le elimine pe cele sănătoase. Și în felul acesta, organismul este cotropit, am putea spune, de celule canceroase. Ei bine, alicina induce apoptoza, moartea celulor tumorale. Prin acesta este un efect puternic anticancerigen prin care acționează usturoiul. De asemenea, alicina inhibă dezvoltarea și proliferarea celulor tumorale. Alicina are și un efect chemoprotector, în sensul că protejează organismul de efectele dăunătoare ale unor substanțe chimice. Deci reduce efectele adverse ale chimioterapiei care se face în cancer. Iată deci, usturoiul prin alicină are o serie de efecte benefice, cum am spus în episodul anterior, antibacteriene, antivirale, antifungice, antiparazitare, iar în episodul de astăzi pe aparatul cardiovascular și împotriva cancerului. Iată deci o gamă largă de beneficii. Este suficient să consumați un grăunte pe zi, rău nu vă face, deci plecăm și de la ipoteza că n-am nimic de pierdut atâta timp cât nu-mi face rău. Eu personal v-am spus că iau, mănânc de vreo lună de zile un grăunte pe zi, aștept să-mi fac cam într-o lună, mai aștept o lună să-mi fac niște analize, vă voi ține la curent cu rezultatele lor, dar am colesterolul destul de mărit și vreau să văd dacă îmi scade. Tensiunea arterială este ok, dar să văd efectele asupra colesterolului. Închei aici, până data viitoare, la revedere!